este ziua de naștere a Doamnei Floarea și după ce a sărbătorit alături de concurenți, a primit și un videoclip din partea grupului de susținere a lui Valentin și a Elenei și a fost un moment emoționant pentru că pe fundal era o piesă despre mama și acolo rulau imagini cu Doamna Floarea cu doamna Florea și Valentin îmbrățișați și tot felul de ipostaze din casa Mireasa și doamna Florea s-a emoționat foarte tare, a început să plângă, Valentin îi spunea să asculte și versurile piesei și să nu mai plângă, a îmbrățișat-o, a pupat-o, iar la finalul videoclipului a avut și mesaje de la mulți ani din partea familiei, din partea celor două ofice ale dânsei, a nepotului, celuilalt nepot, și vorbea și dumnei ei cu aceștia răspunzând la mesajele primite.